conversații spirituale pentru spovad. Și acum îl invocăm împreună pe Duhul Sfânt pentru ca El să coboare asupra noastră, să ne ajute să pătrundem cu inteligența tainele răscumpărării noastre, în special misterul Bisericii, asupra căruia reflectăm la această meditație, și să ne facă capabili să ne deschidem inimile ca să înțelegem și să răspundem cu generozitate apelului și speranței pe care Biserica și-o pune în noi. Vine, Duhule Preasfânt, și trimite pe pământ a ta luminoasă rază, al săracilor părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Demisfrat, nu este cunoscută de acum tema generală a acestor zile de reflexie și de exerciții spirituale. Tânărul și tinerii, speranța Bisericii. Să încercăm acum să vedem ce este Biserica, sau mai bine zis, cine este Biserica care își pune speranța în tineri și din ce cauză speranța Bisericii este axată în principal pe cei care sunt tineri, tineri ca vârstă și mai ales tineri ca spirit. Iisus Hristos ne spun Evangheliile că după ce a trăit o perioadă îndelungată, de circa 30 de ani, într-o viață retrasă la Nazaret, când și-a început activitatea sa publică, a început mai întâi în Galileea și apoi din localitate în localitate până spre Ierusalim, centrul Iudeii, localitatea sfântă prin excelență a evreilor, a început să predice și să spună: convertiți-vă și credeți în Evanghelie, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pentru că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și ne spune Sfântul Luca că la un moment dat Iisus Hristos săvârșește o minune și alungă niște diavoli și comentează Iisus și le spune celor care asistă că dacă eu cu degetul lui Dumnezeu îi alung pe diavoli, este semn că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și ne spune Sfântul Matei că la începutul activității sale publice, după ce și-a ales un grup de prieteni, un grup de apostoli, Iisus Hristos s-a așezat pe un munte înalt, apostolii și mulțimea erau la picioarele lui și el a început să le vorbească despre tainele împărăției cerurilor sau împărăției lui Dumnezeu. Această realitate a împărăției cerurilor sau a împărăției lui Dumnezeu pe care Iisus o predică nu este de înțeles la primul nivel. Nu putem să o percepem dintr-o dată. Este o realitate tainică. Este o realitate misterioasă. Este o realitate invizibilă. Și pentru ca Iisus Hristos să o facă cunoscută și pentru ca să-i dezvăluie profunzimea realității, face apel la diferite parabole, la diferite comparații. Și spune Iisus Hristos că împărăția cerurilor este asemenea unui grăunte de muștar, care este mic. Spune Iisus Hristos, cel mai mic dintre toate semințele de legume, dar care odată încolțit crește și ajunge cea mai mare plantă dintre legume, așa încât păsările cerului pot să vină să-și facă cuib și să locuiască în trânsa.
important în această parabolă este faptul că împărăția e o realitate care crește, care are o dinamică deosebită și deși pornește de la un germene modest, mic, mărunt, se dezvoltă. Se dezvoltă mai mult decât oricare altă realitate și devine loc de popas pentru o altă viață, pentru viața păsărilor cerului. Și mai spune Iisus Hristos că această împărăție a cerurilor, dacă e să o comparăm, este asemenea aluatului care este pus în făină. Aluatul, nu după metoda tradițională de a frământa, era o bucată din pâinea dinainte care se amesteca cu sare și care era păstrată pentru a doua zi sau pentru data următoare când trebuia să se frământe pâinea pentru ca să devină ferment. Această bucățică de pâine este amestecată cu apă și apoi cu făina, în așa fel încât toată frământătura dospește. Și spune Iisus Hristos că împărăția cerurilor este o realitate de tipul acesta. E un pic de aluat, dar care fermentează și face ca toată făina să fermenteze și să devină apoi propice pentru a fi transformată în pâine. Și mai spune Iisus Hristos că împărăția cerurilor este o realitate de mare preț. Este un lucru pe care dacă cineva îl înțelege, atunci renunță la toate pentru ca să dobândească această realitate a împărăției cerurilor. Și spune Iisus Hristos că este asemenea cu un om care caută pietre prețioase și când a găsit o piatră prețioasă, cu adevărat valoroasă, atunci vinde tot ceea ce are și cumpără piatra aceasta prețioasă. Sau spune Iisus Hristos că această realitate tainică a împărăției cerurilor este asemenea cu o comoară. O comoară care este ascunsă în pământ și cineva săpândă de această comoară. De bucurie se duce, vinde tot ceea ce are și cumpără bucata de pământ pentru ca să intre în posesia acestei realități a împărăției cerurilor. Și această împărăție tainică, această împărăție a lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, începe din ce în ce mai mult să se identifice de-a lungul acțiunii Evangheliilor cu o comunitate. Cu o comunitate care se adună în jurul lui Iisus Hristos. O realitate care poartă numele de biserică. O realitate care se înfiripă timid. Sunt mai întâi câțiva care lasă totul și îl urmează pe Iisus Hristos atunci când El trece pe malurile lacului Tiberiadei și le spune: lăsați toate și urmați-mă. E vorba de situația lui Petru și a lui Andrei, de situația fraților, fiii ai lui Zebedeu, care lasă pe tatăl lor, lasă zilierii acolo, îi lasă pe toți și toate și îl urmează pe Iisus Hristos. Este o mică comunitate care mai apoi se mărește, pentru că oamenii sunt încântați de cuvântul lui Iisus Hristos, care vorbește cu autoritate și mai ales de semnele minunate, de faptele puternice, care însoțesc acest cuvânt al lui Iisus Hristos. Și oamenii îl urmează pe Iisus pretutindeni, îl caută, merg după El până în pustiu. Uită de toate. Uită de trebuințele lor cele mai obișnuite. Uită că nu au ce să mănânce pentru că vor să-L asculte pe Iisus. Și iată că Iisus le vine în întâmpinare și le răspunde cu un dar dublu. Le vorbește despre împărăția cerurilor și în același timp le satisface necesitățile și trebuințele lor obișnuite. Realizează minunea înmulțirii pâinilor, care devine de-abia acesta semn pentru o altă realitate superioară, acea împărăție a lui Dumnezeu, acea împărăție a cerurilor, care este o realitate spirituală și la care Iisus vrea să-i conducă pe toți cei care îl urmează. Și vă este cunoscut discursul lui Iisus Hristos
din Evanghelia după Sfântul Ioan, după această minune a împărăției cerurilor, când Iisus se prezintă pe sine ca adevărata hrană, când Iisus Hristos se prezintă pe sine ca adevăratul mijloc de subzistență pentru această nouă realitate la care sunt invitați toți cei care cred în trânsul. Este o comunitate, este o societate care începe să se structureze. Mai întâi sunt cei 12 apostolii lui Iisus Hristos. Apoi ni se vorbește în Evanghelie de un alt grup, de 72 de ucenici pe care Iisus îi trimite înaintea sa, pentru ca să pregătească comunitățile pe unde El avea mai apoi să treacă. Este vorba apoi de o comunitate mult mai mare, la care participă toți cei care îi ascultă cuvântul. Spunem că această comunitate, această realitate a Împărăției lui Dumnezeu, care începe să capete contur, consistență de comunitate, este structurată. Vă aduceți aminte că Iisus Hristos, după toate evangheliile sinoptice, ni se spune că s-a dus într-o zi în Cezarea lui Filip. Cezarea lui Filip este localitatea cea mai din nord a Israelului. Și acolo Iisus Hristos, după o experiență îndelungată cu ucenicii săi, îi întreabă: ce crede lumea despre mine? Ce spune lumea despre Fiul Omului? Și apostolii îi prezintă lui Iisus toate zvonurile care se răspândesc printre oameni cu privire la El. Că ar fi Ilie, care a revenit pe pământ, că ar fi Ioan Botezătorul, că ar fi unul din vechii profeți. Și atunci Iisus întreabă: dar voi? Voi cine spuneți că sunt eu? Și Pietru răspunde numele celorlalți: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și atunci, în momentul acesta, Iisus Hristos îi spune lui Simon Petru: fericit ești tu, Simon, fiul lui Iona, pentru că nu sângele și carnea ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Iată că Petru, în rândul celor 12 apostoli, are un rol deosebit. El este mărturisitorul prin excelență. Pe credința pe care el a mărturisit-o se construiește edificiul acestei biserici. O biserică care este o realitate atât de tainică, atât de profundă, încât nu poate fi definită. Noi știm definiția din catehism, care este o definiție juridică și simplă pentru a putea fi înțeleasă. Catehismul spune că biserica este societatea tuturor credincioșilor de pe pământ, uniți între ei prin aceeași credință și aceleași sacramente, sub conducerea Sfântului Părinte Papa și a episcopilor uniți cu el. Deci este o definiție simplă, dar care nu reprezintă toată realitatea bisericii. De altfel, Sfânta Scriptură, care este cuvântul revelat al lui Dumnezeu, care este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, nu poate să închidă această realitate a bisericii într-o singură definiție, într-o singură expresie. Și din cauza aceasta, în Sfânta Scriptură, noi găsim o mulțime de comparații, o mulțime de metafore care vor să transmită realitatea aceasta profundă a bisericii. Cum spuneam, Iisus vorbește despre împărăția cerurilor sau despre împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Paul ne vorbește despre biserică ca despre realitatea trupului mistic al lui Hristos. Spune Sfântul Paul că toți cei care au fost botezați în Hristos au fost înmormântați împreună cu El într-o moarte
și așteaptă să învie împreună cu El. Și în felul acesta, toți devin mădulare vii ale trupului, al cărui cap este Hristos însuși. Și acest trup al lui Iisus Hristos este biserica. Și în această biserică, fiecare își are rolul său și misiunea sa. Și face Iisus Hristos, face Sfântul Paul o comparație cu trupul omenesc. Și spune, într-un trup, nu toți pot să fie ochi. Într-un trup, nu toți pot să fie picioare. Pentru că fiecare își are rolul lui. Niciun organ nu este mai puțin important decât altul. Niciun mădular nu este mai important decât celălalt, ci toate împreună constituie unitatea, care este trupul lui Iisus Hristos vivificat de Duhul Sfânt, de Duhul pe care Iisus Hristos l-a oferit ca rezultat al misterului morții și învierii sale. În prima zi a învierii, când Iisus Hristos intră în cenacul, acolo unde ucenicii erau încuiați de frica iudeilor, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că Iisus Hristos i-a salutat și le-a spus, pace vouă, nu vă temeți. Și a salutat din nou și le-a spus, pace vouă. Și a suflat asupra lor și le-a spus, primiți pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, iar cărora le veți ține vor fi ținute. În ziua aceea în care Iisus Hristos a înviat din morți, le-l trimite apostolilor pe Duhul Sfânt, care îi constituie în biserică. După relatarea Sfântului Luca din Faptele Apostolilor, acest eveniment s-a petrecut în mod extraordinar. Vă aduceți aminte de relatarea din Faptele Apostolilor din ziua Rusaliilor. Apostolii erau închiși de frica iudeilor. Și dintr-o dată, pe la ceasul al 9-lea de dimineață, a apărut un zgomot puternic, ca un vânt, care venea de pretutindeni, și Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor sub formă de limbi de foc. Și aceștia, pătrunși de focul Duhului Sfânt, au ieșit în afară și au început să predice misterul morții și învierii lui Iisus Hristos. Și chiar din ziua aceea, numărul celor care au crezut a început să sporească. Deci, realitatea aceasta a bisericii este o realitate care crește după parabola pe care o spusese Iisus în Evanghelie. Este o realitate care crește pentru că întrânsă acționează Duhul lui Iisus Hristos, Cel care a murit și a înviat pentru noi. Și ne mai spune Sfântul Petru în prima sa scrisoare că această realitate a bisericii este ca un edificiu. Este ca o construcție, piatra unghiulară, piatra de bază, cea pe care se sprijină tot edificiul, este Iisus Hristos. Iar noi toți ceilalți suntem niște pietre vii, care suntem construiți pe această piatră ca să constituim împreună templul lui Dumnezeu. Adică spune Sfântul Petru, că fiind edificați în această construcție care se bazează pe Iisus Hristos, piatra din capul unghiului, noi devenim un popor sacerdotal, un popor regesc, un popor capabil să-i aducă lui Dumnezeu cultul cel adevărat, adică să-L recunoască pe Domnul ca singurul Dumnezeu și pe El singur să-L proslăvească. Dar această realitate care ne este prezentată de Sfânta Scriptură atât de variat și atât de bogat, se confundă cu biserica instituțională, din care facem noi parte și pe care o cunoaștem. Este vorba de biserica pe care noi o profesăm ca una sfântă, catolică și apostolică. Însă vine momentul de criză, când lumea de astăzi spune
cum poate fi această biserică pe care noi o vedem, această biserică instituționalizată pe care noi o cunoaștem, cum poate fi această realitate purtătoare de mântuire, când în prânsa se petrec atâtea scandaluri? Cum putem noi să credem într-o biserică ca sacrament al mântuirii, după expresia Conciliului Vatican al II-lea, când în această biserică, de-a lungul istoriei, s-au petrecut acte reprobabile? Și aici se aduc acuze împotriva bisericii, făcându-se referință la Cruciade, la Galileo Galilei, la Savonarola, la Inchiziție. Cum putem noi să credem într-o biserică de tipul acesta? Antonio de Mela, într-o lucrare a sa, care se cheamă Rugăciunea Broaștei, spune că un călător trece printr-o stradă îngustă, printr-o cărare foarte îngustă, de-a lungul și de-a latul se află numeroase stânci și dintr-o dată se trezește într-o câmpie mare. Și în fața sa se ridică un arbore imens. Un arbore atât de puternic încât rădăcinile lui se ridică deasupra pământului. Trunchiul este atât de gros încât nici măcar nu-l poate cuprinde dintr-o singură ochie. Iar privind în sus, frunzișul său este atât de des și atât de vast, încât el nu poate ca să-i descopere lărgimea. Și acest călător, în loc să se dea 10-15 km într-o parte ca să vadă toată măreția copacului, se oprește acolo și de la înălțimea lui de 1,70 m privește ceea ce iese în cale. Și privind trunchiul, vede că este crăpat. Ba mai mult, zărește pe scoarța trunchiului licheni și mușchi. Din loc în loc se văd părți ale copacului scrijelite, cu inscripții mai mult sau mai puțin neroade din partea celor care au trecut înaintea lui pe acolo. Și concluzia lui este scurtă. Arborele acesta este gata să moară. Este greșeala pe care o putem face noi. Să ne oprim în fața acestor puncte de acuză care se aduc în fața acestei realități imense și tainice care este biserica. Datoria noastră este să ne întoarcem înapoi și să privim de la distanță cu ochii credinței această realitate tainică care este teandrică, adică care are dimensiuni divine, pentru că este înființată de Dumnezeu, pentru că este susținută de Dumnezeu și pentru că este vivificată de Duhul lui Dumnezeu, dar are și dimensiune umană, pentru că este formată din oameni care sunt limitați și care sunt condiționați de slăbiciunile lor. Și ar fi o gravă greșeală ca noi să ne oprim în fața acestei realități și să fim blocați de o realitate tristă pe care noi eliminăm. Nu vrem să o eliminăm făcând fentă că nu ne amintim de dânsa. Ea face parte din amintirea bisericii. Este o amintire care ne doare, pentru care ne mărturisim și pentru care ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Dar dincolo de acest aspect este realitatea celălaltă a bisericii, care ne transmite de la Hristos încoace, prin apostoli și prin urmașii apostolilor, ne transmite realitatea dătătoare de viață a mântuirii realizată de Iisus Hristos. Și de aceea, biserica
se prezintă astăzi cu umilință, dar și cu speranță, ca mama noastră. Ca mama noastră, care trebuie să devină, după limbajul biblic, mireasa fără de pată a lui Hristos, după expresia din Apocalips, care să aștepte mielul care va veni la judecata din urmă, cu strigătul acesta: vino, Doamne Iisuse, Maranata! Acesta este misterul bisericii care își pune încrederea în noi, care își pune speranța în tine. Și din ce cauză își pune biserica speranța în tine? Este simplu. Pentru că biserica continuă atitudinea pe care Dumnezeu a avut-o întotdeauna față de cel mic, față de cel slab, față de cel care este slab pentru că mai are loc în sufletul său pentru Dumnezeu, față de cel tânăr pentru că poate să-și deschidă inima spre marele idealuri, adică poate ca să primească cuvântul lui Dumnezeu și să-l actualizeze. Și spuneam că este tactica lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte, spre exemplu, dintre cei doi frați ai lui Isaac, Ezau și Iacob. Dumnezeu l-a ales pe cel mai mic, l-a ales pe Iacob și în acesta și-a depozitat promisiunile sale pe care le-a actualizat mai apoi ca realitate în poporul lui Israel. Dumnezeu l-a ales pe Iosif, care era unul dintre cei mai mici copii ai lui Iacob, nu pe Ruben, nu pe Simeon, nu pe cei mai mari și mai puternici. L-a ales pe Iosif și în Iosif a fost binecuvântată toată casa lui Iacob pe perioada când a stat în Egipt. Dumnezeu l-a ales pe Gideon în timpul judecătorilor, care era cel mai mic din cea mai neînsemnată familie din tribul lui Efraim, pentru ca să devină eliberator în fața madianiților. Dumnezeu l-a ales pe David din cei 8 fii ai lui Iese, care era cel mai mic, care nici măcar nu fusese prezentat de tatăl său atunci când Samuel a venit ca să aleagă pe unul din fiii săi și să-i ungă rege. L-a ales pe cel mai mic, pentru că acest mai mic, David, este cel care a avut curajul să preia asupra sa o luptă inegală cu dușmanul poporului evreu, cu Goliat. Deși era cel mai mic, este capabil de sacrificiu, este capabil să se angajeze, este capabil să renunțe la sine pentru a-i elibera pe toți cei care fac parte din poporul său. Și de aceea biserica, când își pune speranța în tineri, apelează la experiența pe care Domnul a făcut-o întotdeauna cu omenirea. Pentru că cel tânăr nu are importanță că este lipsit de experiență, pentru că înțelepciunea este darul lui Dumnezeu. Important este răspunsul din partea omului și cel tânăr, prin darul naturii, prin forța imaginației, prin exuberanța vieții care clocotește în prânsul, este cel mai propice ca să accepte provocarea lui Dumnezeu și invitația bisericii de a realiza această comunitate care trebuie să fie în același timp templu viu al lui Dumnezeu și reflexie a chipului lui Dumnezeu în fața omenirii de astăzi. De aceea biserica face apel la noi, pentru că oamenii se pot opri la acuzele pe care le spunea mai înainte și să refuze biserica. Sunt mulți astăzi care spun că eu cred în Dumnezeu, îl accept pe Iisus Hristos ca eliberator, îl accept pe Iisus ca Mesia, dar n-am nevoie de biserică. Bruno Ferrero spune, apropo de lucrul acesta, într-o carte a sa care se cheamă Cântecul Greierului, că într-o zi
se apropie de Iisus Hristos un oarecare om și îi spune: Doamne Iisuse, eu știu că Tu ești Domnul și că Tu ne înveți calea adevărului, dar nu pot să înțeleg cum spui Tu că mântuirea se realizează în biserică, când eu îi văd pe acești apostoli și urmașii ai apostolilor că sunt necinstiți. Nu pot să înțeleg cum cei care fac parte din biserica Ta nu se înțeleg, mai mult se urăsc și se luptă între dânsii. Eu cred în Tine, dar n-am nevoie de biserică. Și atunci Iisus Hristos îi spune: uite, vezi, odată un grup de prieteni au rămas într-o câmpie stând la taclale până mai târziu. Și dintr-o dată s-a lăsat seara și odată cu seara frigul. Și atunci toți s-au apucat și au strâns un... unde își pune speranța în voi. Iisus Hristos a adus foc. E vorba de focul credinței și al speranței care se actualizează și se manifestă în dragoste. Iisus Hristos a adus acest foc și dorește ca acest foc să ardă, pentru ca la lumina și la căldura Lui să se adună ceilalți oameni, să se încălzească și să-și lumineze existența. Este, zic, provocarea pe care o adresează biserica atunci când spune că voi, tinerii, sunteți speranța bisericii. Pentru că în inimile voastre, pentru că în ființele voastre, locotitoare de viață și de ideal, se poate aprinde acest foc și voi trebuie să-l întrețineți aprins pentru încălzirea și pentru luminarea celor din jurul vostru. Și nu în ultimul rând, biserica aceasta, care se prezintă cu fața aceasta divină și umană, este un punct de refugiu. Eu mi-aduc aminte de o experiență de-a mea, când eram prin clasa a șasea, mergeam în fiecare zi cu bunicul meu la pădure și cunoșteam destul de bine pădurea. Într-o zi el n-a mai putut să meargă, avea ceva treburi de făcut de acasă și m-a trimis pe mine cu un vecin ca să aduce niște funi. Nici eu nu mă pricepeam și nici vecinul nu era prea îndemânatic, l-a încânat, l-a încărcat funul acela, la așa fel încât după câțiva metri s-a rupt mai întâi inima căruții. Am legat-o noi, am mai mers sub bucate și s-a mai rupt o roată. Ce să facem? El a zis că merg să-i chem pe băieții mei. Rămâi tu aici cu vacile. Căruța era trasă de două sărmani vaci. Și am rămas acolo și între timp s-a făcut întuneric. Cunoșteam pădurea, dar niciodată noaptea. Fiecare zgomot mi se părea că este o amenințare. Începuse să trag o leacă curentul și vă dați seama, frunzele se mișcau, auzeam tot felul de mișcări, tot felul de năluci, tot felul de primejdii mă bășteau de pretutindeni. M-am băgat în trivaci, dar spaima era spaimă. La un moment dat am văzut, se vedea în vale, casa pădurarului, că a venit și a aprins o lumină. Atât de mult mi-aș fi dorit să fiu acolo, să simt că sunt acasă. A stat puțin, după care probabil că s-a culcat, că n-a mai văzut lumina. Dar atunci am avut senzația aceasta a unui loc unde să fiu acasă, a unui loc unde să mă simt protejat. Și biserica, eu cred că este un loc de refugiu pentru noi. Nu mă refer la modul mic, meschin, interesat. Am avut ocazia, când eram în străinătate, să văd o sumedenie de oameni care fugeau de la noi ca să-și găsească loc în altă parte și
și vă spun că erau pline curțile bisericilor pe unde treceam și mulți dintre ei dormeau în sacristie. Nu în sensul acesta, biserica este loc de refugiu, dar biserica este loc de refugiu pentru că întrânsa se realizează misterul răscumpărării noastre. Și atunci biserica își pune speranța în tinerii, în tineri și în același timp devine un motiv de speranță pentru tineri. Așa încât tema noastră cred că este comutativă. Tinerii sunt speranța bisericii, iar biserica este speranța împlinirii lor. Cu această conștiință ne reculegem acum în clipele acestea de tăcere care urmează și reflectăm împreună asupra acestor lucruri. Ce idee am despre biserică? Cum reacționez în fața acuzelor care se aduc bisericii? Dacă biserica trebuie să fie sacramentul mântuirii, sacrament înseamnă un semn sacru. Nu trebuie să fie un semn prin care să se reflecte mântuirea pe care numai Dumnezeu o realizează. Eu, în mine însumi, reflectez această realitate, adică devin eu ocazie de mântuire și semn de posibilitate de mântuire pentru cei din jurul meu. Apropo de asta, mi-aduc aminte de o istorioară care spunea că un paroh se chinuia în toate felurile să-i facă pe credincioșii săi să vină duminica la biserică, dar rezultatele erau aproape nule. Și sătul de atâtea eforturi zadarnice, la un moment dat a afișat prin toate piețile și pe toate gardurile parohia noastră, în urma unei suferințe îndelungate, a decedat. Înmormântarea va avea loc duminică la ora 11. Și oamenii curioși au venit să vadă ce se petrece la biserică. La ora 11, preotul iese la altar, îmbrăcat în haine de doliu, și spune că înainte de a începe celebrarea recviemului, să treacă fiecare prin sacristie și să vadă cadavrul. Și cei care doresc pot să revină pe ușa din față, cine nu să se întoarcă acasă. Și oamenii au ieșit rând pe rând și spre surprinderea tuturor, biserica s-a umplut din nou. Pentru că în momentul când treceau, era pusă o oglindă. Și fiecare se vedea întrânsa. Și celebrarea de doliu s-a transformat într-o sărbătoare de bucurie, pentru că oamenii au înțeles că ei sunt cei care formează parohia. Biserica noastră nu a ajuns să celebreze recviem. Dar avem posibilitatea să privim în noi înșine și să spunem dacă într-adevăr biserica, și când spun biserica înseamnă noi, suntem vii sau dacă tragem a moarte. Și apoi să ne întrebăm în aceste momente de reflexii cât de mult mă angajez eu cu potențialul fizic, psihic și spiritual de care dispun pentru ca biserica să fie vie. Meditația a doua.